Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. E țara asta pe cuvântul meu, donare. Frumoasă, eu așa m-am auzit. Și merge business-ul în ea. Ați văzut știrea aia cu medalioanele anti-covid? Am văzut-o, cumpărate, da, de primăria din voluntari, conduse de domnul Pandele. Deci medalioane anti-covid. Ulei de șarpe, se zicea pe vremuri. Da, da, da. Leacuri de șarlatani pentru creduli. Apa, cum e? Apa, aerul și fraierul? Cam așa. Nu o să dispară niciodată. Nu o să dispară niciodată. Mă rog, acum, chestia e așa, când cumperi tu, din banii tăi, treaba ta ce vrei. Cristale bioenergetice, lănțișoare, magice, habar n-am. Asta e problema ta. Mi-am adus aminte că am avut un vecin sărac când eram mic. Dar era copil, adică adolescent. Așa. S-a tăiat în frunte și așa, și-a pus un cristal de cuarț. Înțelegi? Și a zis că citise undeva că o să fie protejat de toată viața. De toate. Da. Așa. Și săracul când se vindeca rana, îi cădea cuarțul. Înțelegi? Că evident organismul respingea corpul străin. Mamă, e săracul s-a mutilat, a rămas cu semn aici că s-a încercat de vreo 4 ori. Îl lua capul. Înțelegi? Că nu stătea cuarțul. Da. Apropo de... Da. Mulți stâmpiți pe lumea asta, da, ăla era pe capul lui, pe fruntea lui, pe, da, banii lui. Pe persoană fizică. Da. E trăbat, adică dacă vrei tu să fii ridicol sau să te mutilezi, dau prietenii coate când te întâlnești cu ei, asta e, banii tăi, caragiosul cu tău. Alta e însă când spargi bani publici pe gogoși de-astea. În cel mai bun caz, ești inadecvat pentru funcția pe care o ai. Adică te comporți irresponsabil cu fondurile publice, îți bați joc, risipești banii oamenilor. În cel mai rău caz, ești scroc. Și tu. Și ei un parandărât la o achiziție dubioasă. Acum, nu știm ce-o fi la voluntari, dar povestea asta cu medalioanele magice anti-covid, ce să zic? Deci, ca să dau știrea dacă nu ați auzit-o, publicația Buletin de București a descoperit că două instituții din subordinea primarului din voluntari, a primăriei, au cheltuit 30.000 de euro pe niște ecusoane care se atârnă cu un șnur la gât, cum sunt ale legitimațiile, știți? Și despre care vânzătorul susține că ar crea un scut de 1,3 metri în jurul purtătorului. Mama. Deci vânzătorul zice... E un soi de aur, așa? Citez, da. Ecusoanele creează un scut cu raza de aproximativ 1-3 metri în aerul din jurul purtătorului, care împiedică microorganismele patogene să ne contamineze. Și întrebarea mea e, scutul ăsta e cilindric? Mergi cu el? Deci cum e el, scutul? Adică scutul se deplasează odată cu tine. Dar e un câmp de forță, e un... Adică... E sau frontal. E o voie, da, e doar frontal? Da. Păi și dacă vin virusul din spate pe flanc? Da. Dacă el atacă pe flanc, cum faci? Trebuie să stai numai cu fața la microorganism. Pui patru. Dar poți să-i lipești două pe urechi, unul pe frunte și unul pe ceafă? Și atunci creează scut, da, 1,3 metri, scut, adică... circular, care, da, e protecția forță. Da, nu știu cum. Cred că dar o să facă bentițe. Cum s-a măsurat? Producătorul. La 1,3 metri, cum s-a măsurat? Producătorul, cred că a măsurat. Da. Cu ce aparat a măsurat? A aruncat cu virus în... Da. Cu ce aparat de măsură a folosit el ca să... Virusomatorul, eu știu. Bun, aceste companii, deci companiile care au cumpărat cu 30.000 de euro sunt Serviciul de Transport Voluntari, STV, și Ecovol, compania de colectare a gunoiului. De 30.000 de euro, cele două companii din subordinea primăriei au luat 1.000 de ecusoane magice. Deci e ieftin, tată, nici nu știu de ce nu au luat mai multe. Tot potrivit vânzătorului, ecusonul nu e pentru totdeauna, nu e precum cuarțul, cristalul. Da. Asta aici este... Deci, ecusonul oferă protecție timp de 30-40 de zile. Și după aceea ce faci, îl încarci? Trebuie să renuiești. Deci, e unul nou. Da, în timpul ăsta mai dezinfectează și măștile de protecție, probabil tot așa, prin inducție sau ceva, câmp de forță. Auzi, magic. Deci cu aspiratorul? Da. Nu știu. Deci cât trebuie să stai cu masca în preajma, cam în cât timp dezinfectează? Cred că noaptea îl pui. Sunt... într-un bol cu măști. Adică orice mămică și bunică știe că biberonul, de exemplu, se dezinfectează într-un anumit fel. Trebuie să-l ții un anumit timp. Îl pui cu biberonul acolo. Da. Asta cât? Deci... folosiți timp peste noapte, are dreptate. Peste probabil noapte... au un manual de instrucțiune, râdem ca fraierii și de fapt, treaba, acum sunt imunizați total. În plus, ar mai elimina și mirosurile neplăcute.
Aici zic că începe să merite investiția. E bombă. Deci cred că e un brăduț de la... da, mașină. Înțelegi? Cine e vânzătorul? Firma, bă, noi râdem, dar ăștia sunt 30.000 de euro, pe bune, sunt banii oamenilor. Mă, dar nu poate să-i dea și lui Nea Gigi să joace ăștia cu ecuson pe piept? Are iconițe. Nea Gigi are de mult. Asta și pe mine mă miră. Deci domnul Pandele, eu știam că dânsul are alte medalioane magice acolo. Păi da, mă, dar pui pe parte iconiță, pe parte chestia asta. Față verso. Da. Bun. Deci firma furnizor a fost înființată acum 10 luni. Și la început, zice Buletin de București, a fost administrată de un om de afaceri cercetat pentru operațiuni de evaziune fiscală în sistem de criminalitate organizată. Prejudiciul estimat de procurori, 4 milioane de euro. Deci avea experiență. Da, este acuzat. Deci nu... Da? Ce e cu medalioanele? Deși patronul spune că sunt dispozitive aprobate de organisme în abilitate din Statele Unite și Coreea, unde sunt produse în Coreea, publicația a descoperit că acest lucru nu este adevărat. Deci nu sunt, n-au, FDA-ul cred că încă n-a putut să demonstreze magia. Dar prin voluntari, medalioanele astea magice pentru angajați nu par să fi prins prea bine. Am văzut un reportaj la Digi24 aseară, reporterii s-au dus să întrebe cum funcționează. Și nu, domnule, angajații nu poartă medalionul. Inconștienți. Da, sunt inconștienți. Dar, în sfârșit, au găsit un șofer de autobuz care el zice că, domne, parcă a simțit ceva când... Și aș vrea să dăm această mică înregistrare. Ați primit medalionul anti-Covid. Cel care vă protejează de Covid, știți de el. Da, domnule. Ați primit? Da, am primit. Și vă protejează? Da. Simțiți? Da, da. În ce sens? Cum merge? Simt că e okay, că e ordine și e ok. Mă simt foarte bine. Simțiți că nu se apropie Covidul okay. De dumneavoastră? Cred, bănuiesc că nu se apropie. Acum, Dumnezeu știe. De la ce distanță? Distanță. Păi tot trebuie să păstrăm distanța, nu știu, tot să păstrează distanța. Îl aveți aici? Nu. El protejează, dar nu l-am la mine. Nu l-a luat, l-a lăsat, lăsat acasă. Da, e bun, simt că mă, cum vă protejez. Vedeți, e suficient să pui întrebări concrete pentru astfel de... Adică doar să... Oamenii se lasă adesea păcăliți, odată că vor să se lase păcăliți, speră că într-un fel au găsit leacul miraculos, panaceul, ceva care să-i ferească de orice rele. Și atunci închid ochii. Treaba lor. Dar pune întrebări concrete. De la ce distanță simțiți că începe să vă protejeze? Adică cam de la ce distanță? Știi că... Și nu intră... Dar ce fel de microorganisme patogene? Ați simțit un anumit tip e mai puternic sau unul mai slab? Dar din lateral vin? Pune întrebări de astea care par la mișto. Dar, de fapt, primul care te ia la mișto e ăla care îți vinde astfel de chestii. Și care zice, se creează un scut de 1,3 metri. 1,3 metri, am înțeles. Dar dacă eu stau cu fața la perete, protejează și după peretele ăla? Adică cum e? Sau ricoșează din perete? Dar dacă stau cu fața la perete, ricoșează și în spate? Puneți întrebări fizice, simple. Cum funcționează, domnule? Explică și mie, cum funcționează. Eliberează oxigen activ, îți spune el, din ecuson. Am înțeles, dar oxigenul pasiv cum este? Adică dacă e activ și ce fel de activitate are el? Dar e activ constant sau scade în intensitate? Dar dacă 30-40 de zile funcționează, mai după 15 zile tot la 1,3 metri sau mai scade la 1,2? Nu, serios, deci... Bravo, da. Așa o bătaie de joc este incredibilă, pe bani publici, nu e... Dar, până la urmă, știi, idei de afaceri. Am o întrebare pentru domnul primar Pandele și pentru alți primari din această țară care sunt interesați să cumpere obiecte de-astea magice. Vreți să cumpărați tichii de poleială? Am tichii de poleială, de-astea se fac în... Unde? În Jamaica se fac... Este un secret mare de tot. Nu tichii e serios de poleială. Jamaica, în Japonia. În Japonia se fac tichii de poleială. Așa. Protejează și împotriva undelor 5G. Și nici nu trebuie să le pui baterii. Plus COVID. Acum. Și le dăm ieftin. Ne înțelegem la preț. 3 luni. 3 luni. 2 metri. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.